Bună dimineața, plămânjoșii! Am așa o poftă de mâncare, ceva. Seamănă cu stăpân. Altă dimineață superbă. La mine Piracanta a început să facă acele fructe. Astea se măresc și am galben, portocalii, roșii. Foarte tare. Mă lau și eu. Doi pisicuți la picioarele mele. Au toți nume de acum. Cei gri. Unul este Zelensky și Pamela. La negru e Bin Laden. Și mai sunt trei așa mai gri cu alb, mai multe culori. O avem pe Oreo și ultimii doi, pentru că sunt mare fan la servinți. Una, pisicuța este Aspirina și pisoiul este Ardiles. Deci toți au nume acum. Se par funny aceste nume. V-am spus, trebuie să mă inspir din ceva, nu le pun numele așa după. Da, la fel, o să mă inspir și în această dimineață. Ieri am văzut, e un grec bătrân, gătește. A, mamie, gătește grecul ăla. Bine, sunt lucruri care eu nu pot să le reproduc, că nu am condimentele de acolo, dar poate o să mi le procur pe de curând. Am văzut, a făcut un cocoreci, mață din acelea de oaie, dar ei le fac altfel decât cele din Turcia. Cele din Turcia îmi plac puțin mai mult. În Turcia pun grăsime de oaie pe o țepușă și după aia le înfășoară în mațe. În Grecia pun organe de oaie, plămân, ficat, rinichi, toate așa și după le înfășoară în mațe. Îmi plac alea turcești mai mult. Cu sumac, cu chimion deasupra. Ce să mai, o bunătate. Da, e tot înghit în sec. Cum am spus, m-am inspirat de la un grec bătrân. A făcut un sandwich. Da, ce sandwich? O să încerc și eu să-l reproduc. Am fost la magazin, i-am procurat ce am putut, cât am putut. Cred că 95% o să-mi iasă la fel. Sigur o să fie foarte, foarte bun. Uite acolo, Bin Laden și cu... Cine e acolo? Telefonul aproape. Bin Laden, Aspirina și Oreo. Toată ziua se joacă. A, ce credeți? Unde dorm acum? Prima dată dormeam în foișor. Broscuța aia mică, Nuca, a crescut acum de 3 ori cât ei, dormea în Audi. În Audi, undeva pe la motor, pe acolo, se bagă pe deasupra bateriei. Cred că un spațiu foarte, foarte mare, protejat, se simte în siguranță și a dus și pe ăștia. Și acum toți, uite-l pe Oreo. Pisicuța, bă, să nu cazi. Băi. Și toți dorm în pântecele la mașină. Toți. Cu Nuca, cu tot. Se joacă cu ei, sunt prieteni. E ceva de nedescris. Da, am vorbit cam mult. Hai să ne apucăm și de treabă. Ne apucăm de acest sandwich grecesc. Sunt foarte multe de pregătit, așa că o să luăm pas cu pas, o să vi le arăt pe rând din ingrediente. Prima dată o să facem carnea. Am aici o ceapă mică roșie pe care o tai solzișori. Uite așa. Un sfert dintr-un ardei gras pe care îl tăiem fâșii mai subțiri. Uite așa. Perfect. Și piept de pui. Eu am găsit din acesta de făcut șnițele, pe care o să-l tai la fel, fâșii. Facem ca un suflachi. De fapt ca un gyros. O, și-a urma. Un sandwich.
Așa o să tai toată carnea de pui. Prima dată o să pregătim carnea. Ulei de măsline. Oh, deja mi s-a făcut dor de Grecia. Ajung eu cât de curând. Mi-e dor de prietenii mei din Creta. Dacă se uită, îi salut. Lăsăm foarte puțin să încingă. Uleiul de măsline se încinge mult mai repede decât cel de floarea soarelui. La fel și untura de porc. Și punem carne. Pa, pa. Dacă fuge o bucățică, ghiciți cine se bucură foarte, foarte tare. Așa. Ceapa și ardeiul, tot aici. Nuca e foarte atentă. S-a urcat pe mânărul la un scaun în spatele meu. Zice că miroase foarte bine. Acum am condiment, bineînțeles, din Grecia pentru barbecue. Foarte gustos. Ia ce conține. Oregano, paprika, mentă, piper negru, chimion și sare. E ce trebuie. Carne o prăjim bine. O facem ca la shawarma. Numai că la tigaie. Nu tot ce avem aparte din aceea de shawarma în casă. Sau are cineva? Carnea este aproape gata. Îmi place să o rumenesc puțin. Cum arată? Am gustat de... ca în Grecia. Încă 2 minute și o scot de aici. Carnea e gata. În 2 minute. Carnea este gata. Acum o să fac un sos de brânză. Brânză feta. Și iaurt grecesc. V-am zis că timp grecește azi. Jumătate din pachetul ăsta de brânză este suficient. Iaurt. Sau puteți folosi o cremă de brânză. Am preferat să-mi fac singur. Face foarte simplu. Așa. Și rosea de păr de unde e, că al meu nu este. Scuze. Bate vântul foarte tare. A venit furtuna. Uite așa. Brânza feta. Și iaurt. Facem ca o cremă. Mama mia. Ce bunătate. Nu știu cum zic grecii, mama mia. Dar trebuie să aflu. O să aflu curând. Uite așa. Asta e perfectă. O pun într-un vas mai mic. Și ne apucăm de următoarele. Sunt foarte multe de pregătit. Acum facem puțină salată grecească. Nu o să fie chiar salata grecească clasică, pentru că nu o să pun feta. Am făcut crema de brânză cu feta. Da, uite așa castravetele, mărunt. La salata grecească nu se tăia așa mărunt, dar se fac ca un sos acum. Uite așa castravetele. Prășie.
pornit vântul. Și ceapă. Uite așa, mărunt. Solzișori. Condimente grecești. Să ce conțin. Scrie undeva. Ah, oregano, mentă, pătrunjel, sare și cam atât. Simplu. Și ulei de măsline. Dacă punem și brânză feta, aer. Perfect. O să fac și un sos. Am aici maioneză. Este din comerț. N-am mai stat să fac acum maioneză. Toată lumea știe să facă. O să fac puțin picantă. Dacă nu vă place, nu puneți. Eu am pasta de asta de ardei iute. Nu pun mult. Uite atât. E, a căzut. Și puțin sumac. Sumac am pus mai mult. Sumacul nu este iute. Are gust așa, în mare, de coajă de portocală. E foarte aromat. Uite așa. Gata și sosul. Acum. O să prăjesc ceva bacon. V-am zis, fac un sandwich de ăsta de bogați, de greci bogați. Mama mea, ce se iasă aici. Hai, și tu. Și tu să nu fii singur. Și baconul este gata. Crocant. Mai avem un pas. Varză. Sare. Treneatra frecată, sata de varză, ca să vă iasă gustoasă cu sare, uite așa. Uite cum se mai... Și numai cu mâna pot să faci asta. Uite. Vezi și înjumătățește cantitatea. Perfect. Hai să mă șterg pe mâini. Pătrunjel, ulei de măsline, mergea mărar, dar nu am. Gata. Am
terminat cu pregătirea. Dacă sunteți la un restaurant, toate astea le aveți pregătite din timp. Eu v-am arătat cum le pregătesc eu. Na. La mine durează o oră, la restaurant durează 2 minute. Pentru că sunt pregătite. Hai să ne apucăm de sandwich. Am aici o pâine, aceasta cu măsline, ca să ne imaginăm că suntem în Grecia. Și o să-i tai așa un capac. Mă claxonează unul de jumătate de oră în continuu. Dar nu s-a săturat. Ieși-mă din mașină și nu știu. Nu, ia. Nu știu ce se aude. Uite ce pâine faină. Acum, deci scot miezul. Am... ăla e distrat cu claxonatul. De jumătate de oră claxonează. Scot miezul și am ceva amator de miez de pâine. Cum e obsedat. Claxonează în continuu, în continuu. Uite, miezul merge la pești. Așa, scot bine tot miezul. Scot miezul și de aici. Am ce fericit sunt peștii mei. Bun. Puțin ulei de măsline. Și bag la cuptor la cea mai mare temperatură, foarte puțin, până se rumenește la interior. Așa o las. Am prăjit puțin și pâinea, oricum era proaspătă, așa cu ulei de măsline la cuptor e altceva. Acum, hai să ne apucăm de montajul final. Cremă de brânză cu iaurt. Uite cât de crocantă e pâinea. Îmi se aude. Bun. Carne. De pui. Cu ardei gras. Ceapă. Uite ce aici. Iar cremă de brânză. Așa, să astupăm totul, să legăm. Asta e ca un ciment. Asta a legat totul. Așa. Sos. Sate de varză. Mamă, cum arată. Bacon. Ia. Crocant și gustos. Ce trebuie? Na.
Am mai rămas o bucată. Mamă. Pune capacul aici. Sata grecească. Încă puțin ulei de măsline peste. Și aici. Este asta de aici. Așa. Și cam. Ăsta este sandwich-ul meu. Dacă încercați, mă pomeneți. Nu are cum să nu vă placă așa ceva. Nu are cum. Puteți să folosiți și alte ingrediente. Poate nu găsiți pâine de asta. Eu tot ce am de la Lidl, na. Dar în mare este cel mai bun sandwich pe care l-ați mâncat vreodată. Nu știu dacă tot ce am aici costă 20 de lei, mănâncă două persoane, este o pâine întreagă, mi-a rămas carne, sos, salată pentru încă pe atât. Sper că v-am convins. Vă mulțumesc, vă spun la revedere. Mulțumesc. Poftă bună și nu uitați, ținem legătura. Doamne ajută. Uite ce semici am făcut. Mama mia. La revedere.